Da, mă, fraților, el este persoana care am așteptat-o 6 ore, a început deja vlogul, da? Da. Așa-s prietenii. Da. N-am cum să mă supăr că el e un om super de calitate. Sperăm să și prinde pește dacă merge pe lacul Murii. Nu doar să faci... Ce să vă zic? Sper să fie câteva ore cu noroc, să avem activitate și să vă arătăm și vă ceva capturi. Hai, v-am pupat și ne auzim. Pa, și salvarea. M-am săturat. Câte salvări am văzut. Da. O să vă mai zic câte ceva legate de... legată de această situație nasoală, cumplită, în care ne aflăm, dar acolo pe lac să ne relaxăm. V-am pupat și ne auzim. Păi, fraților, în cele din urmă am ajuns și noi, ne-am instalat, am încercat prima dată la răpitor cu niște năluși, dar niciun semn. Cu aceea o lansetă, băgat-o la coșuleț cu niște vermișori. Una am băgat-o la pufulete și o undiță la vermișuri, la mal. Poate, poate. Ce ziceți, domnul Osman, o să prindem astăzi un pește? Așteptăm marea captură. Vine. Băi, fraților, prima dată când vin pe frumoasă. Relaxare. Mai sunt și pescari în partea stângă și în partea dreaptă. Blocurile din București, nebunia din București, agitația. Ne relaxăm. Este, cum v-am zis, pentru prima dată când vin pe lacul Murii. Nu știu ce pește se află pe acest lac. Dar sperăm să, măcar un pește, să-i văd culoarea, să văd ce există pe acest lac. Da, mizerie la greu. Uitați voi. Dar na, ne-am obișnuit cu acest lucru. Uite ce bine stai acolo. Cu bambina. Numai să tragă vorba aia. Să vedem și noi ceva. Un pește, ceva. O mișcare, o nebunie. Ne-au zis ăștia toți că aici se prinde biba. Băi, da, asta am văzut și eu în clipurile. M-am uitat la câteva clipuri și... biban și știucă. Bine, ci că este și caras și crap. Plătică. Vom vedea. Bine, fraților, revenim când o să avem și noi o captură, ceva, nu contează cât este de mare, dar să se vedem culoarea.
Băi, fraților, în cele din urmă nu am avut nicio activitate. Am încercat și noi la cam tot ce am avut. Ne-am împrumutat și la vecin de râme. Nu am găsit asta să cumpărăm. Dar nu vrea, nu vrea nimic. Am încercat la nălucă, la linguriță, la gumă cu un plută și un plumb de 20 de grame, la toți draci. Na, suntem puțin supărați, dezamăgiți, dar asta e. Pentru prima dată pe lacul Mori, din ce m-am uitat la câteva, ce am văzut, câteva clipuri, orientativ, se prinde, oamenii spuneau că se prinde biban. Noi nu am văzut niciun semn. Da, uite, fraților. Nu știu. Cei care ați fost pe acest lac, puteți să lăsați un comentariu la ce ați dat. Ce ați avut activitate. Bine, dacă ați fost acum de curând, mă interesează. Și tovarășul Osman e foarte dezamăgit. Câteva cuvinte? O să revin până nu prin pește de la... Mă invit aici. Da, el e hotărât. Vreau să văd cum arată un somn dintr-o la apetean. Băi, tot anul m-a rugat să nu prind somn african. Acum, nu știu, m-aș fi bucurat să... Și ăla să fiu. Na... Am mai căzut și cu piciorul în apă, m-am udat și la picioare. Da, voi fraților, voi nu știu ce să zic. Puțin dezamăgit de acest lac al Morii. Da, na, pentru prima dată asta este. Noi am încercat, o să mai revenim. Sperăm că revenim cu vreo captură ceva. Bă, deci nici ei n-au prins nimic. Nu? Cei din stânga? Nimic. Au... Păi are 6 bambine și nimic. Deci 6 unde se uite și tipul de aici de lângă noi, care este mai aproape. Hai să luăm pe cadru. El a pus 20 de undițe, ce să mai... Uitați, în partea dreaptă. Uite, acolo este Crângașul. Foarte aproape de București. Ne-am relaxat. Am văzut cum stă treaba pe acest lac. Poate am prins noi, na, o zi mai proastă. Sperăm să, ca data viitoare, să avem mai multă activitate. Băi, dau o trăsătură, nimic, mă, nimic. Nu vermișor, nu pufule, la nimic, la nimic. Da, legat de nadă, am cumpărat niște nadă vărsată, combinată, 5 tipuri de nadă, mi-am amestecat tot tipul de la magazin. Am zis că-l omor astăzi, ce să mai... că-l termin. Băi, fraților, vă mulțumesc frumos pentru... like-uri pentru... Am trecut de 100 de abonați, ce sunt mai gata. Sunt foarte, foarte bucuros. Vă mulțumesc tuturor care mi-ați apreciat clipurile și le mulțumesc și celor care nu mi-au apreciat. Ce să zic? Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o până acum. Vor urma și alte clipuri împreună cu Mr. Osman, băiatul de la Caracal, marele pescar, spaima bibanilor. Băi, eu n-am prins biban, eu ce să zic, eu nu sunt cu peștii răpitori. Dacă tu zici că, na, tu te-ai lăudat că ai prins foarte mulți bibani, unde, ia spune tu unde ai prins bibani. Este foarte mult bibani. Unde? Aici e foarte mult biban, băi. Aici? Aha. Da, nu știu unde este ascuns. Deci din ce văd eu, ce este aici? Pescăruși, rațe, sălbatice. B-
Bă, un pește, mă, un pește. Deci pe anul ăsta, din câte clipuri am, puteți să vă uitați, mi se pare că am 15 clipuri. Am 5 luni de zile de când m-am apucat să filmez. Nu cred că a fost vreo partidă în care să nu prind un pește. A, cred că aia de pe Dunărea, la Dunărea Mică, unde am fost la Hinova, acolo, da. Dar am avut, cel puțin am avut trăsături. Am văzut că s-a mișcat pluta, bambina. Dar așa să nu văd o mișcare, ceva, băi, fraților, e tare dubios. Nu știu, din punctul meu de vedere, anul ăsta a fost un an slab pentru toți pescarii. Și pe Dunăre și cele mai multe activități l-am avut acolo, la canalul din Gârla Mare. Ce faci, mă? Mini sabia. Bag-o naibii undeva, că sperii localnicii de aici. Ce este aici, mă? Roșu? Da, ne aflăm pe lacul Mori între București și Comuna Roș. În partea aceasta lacului am venit. Dar din păcate mai nimic. Da, băi, fraților, ce să vă zic? Vă mulțumesc încă o dată pentru vizualizările, pentru aprecierile pe care mi le-ați făcut legat de clipurile de până acum. Nu uitați să vă abonați. Ce să zic, data viitoare când o să mai vin la pescuit, sper să am și activitate, să am ce să vă arăt și vouă. Se pare că acest lac nu e tocmai ok, cel puțin acum. Mai multe șanse să prind un pescăruș. Da, sunt foarte multe păsări. Nu știu dacă se văd. Da, cel puțin am relaxat. E un lac foarte aproape de București. Am mai ieșit puțin din nebunia asta, din aglomerație, din stres, din tot. Am mai evitat, n-am mai detașat puțin. Pe data viitoare v-am pupat, fraților.